Bună dimineața, dragi prieteni! Prieteni, am băut cafeluța și am mai stat un pic și ce credeți? La cratiță cu noi? Da, astăzi sunt dragobeștenii, mâncăm pește, ce salutare sunt? Prieteni! Astăzi e sărbătoare! Se mănâncă pește astăzi! Da? Da, dăm pește de pomană! Da! Andreea mănâncă pui! Pui la tigaie. Da. Bunica Elena o să frigă niște pește, să-i dea lui bunicul cu una de pomană. Da. Vă mulțumim pentru mesajele frumoase. Bunica Elena a fost ieri puțin supărată. A auzit ce a făcut ieri bunica Zâna? A căzut din cauza ei. Unde a căzut? Păi vorbea cu ea la telefon. Vorbea cu mine. Și a fost la ea, că n-a fost vina ei, zi tu acum. N-am băut ceva pe poză, nu. 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 Bunicile mele nu consumă alcool. Era la prima oră, ce ai? Nu. Că a băut și o dușcă, așa nu, mai nu, 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 nu. Vorbea la telefon cu bunica Ileana. Cu dolista mea. Ce s-a făcut ăsta, la da. Lemi cu ăsta, lemi cu ăsta. Ia. Am ghidu eu nu fac ala. N-am mai cât și lău, ci lău, ci dop, cancea de mine. Susten. Ci dop. Dă-mi la cugetul. Dar tu. N-am mai cât și dobe. Dar tu te pedi ce am de tigaia. Tu n-ai fost la ea, vezi? Lui, a zis. Sara de mulu, aia n-a știi cum e greu ca de mie că nu o da. Păi lui e bătari. Da. Sara de mulu. Tu de ce n-ai fost la bunica Zâna? N-am știut. P-a făcut mâna o viniță toată, toată. Ia, am dat eu cu ciocă, nu cu le-am dat. Am mânat zis atâta s-a făcut. Să bagă o coadă la, în săgurii. Da? Am luat barda să dau așa lângă săcurii și am ies aici. Au. Îți fac cafea. Nu bea, dar. Da, voi ale bătrâne parcă vă pricepeți mai bine la lemne. Cum de vă loviți? Păi o greșeală, așa se mai întâmplă când nu crez o... Și eu am spart lemne. Și învați omul multe. Am spart lemne. Și când am dat în blana aia, mi-a sărit în cap, știi, că a fost o blană. Trebuie să-mi pui piciorul. Da, dar n-am pus piciorul. N-am pus piciorul. Îți dă-n cap. Ia zi, nu știu să spar lemne. Nu știi, de unde să știi? E înveți acum. Ia uitați, prieteni, eu, Andreea, mănâncă grill. Pui la tigaie grill. Cred că e la dietă. Nu, nora pentru noastră. Al face, pentru al mic. Pentru Aian, care a făcut broșetă. Por la treabă. Mulțumesc. Am făcut broșetă, Aian. Să fac lucrări, am fost cu el la despreță. Am făcut la canalizare, am făcut la port. Acum mai am acolo la scări în față. Da. Am fost cu el la despreță. Vine și mă bate. Da. Vine foarte mea. Încet, încet. Încet, babă, încet. Ce pește e ăla, doamna Ileana? Să-i zi-mi tăi. Macro. Da. Oh, de-al bun. De-al bun, da. Mâncăm și macro, mâncăm de toate. Bunico? Da. Aseară nu m-ai mai sunat. Da. Azi trebuie să-mi faci plata. Glumesc cu ea, dragi prieteni. Așa mai glumesc cu ea. Cred că astăzi mă duc să mănânc shawarma, mă lași? Da, bine, așa să mă duc.
Iazi, iară nu e sănătoasă. De când mâncarea în chigaie. Așa sunt babele, critică. Și tu la șaurmă vrei. Păi s-a deschis șaurmăria aia. Aia care sunt turci în oraș, auzi, care fac șaurmăria. Da? Da, serios. Acum trebuie să te duci și tu acolo la șaurmăria. Păi trebuie să mă duci tu, da, cu mașina. Te duci, te duci. Auzi că e o șaurmă atât de bună, da, dar e scumpă. Unde? La noi în oraș. Prieteni, mai târziu o să merg la șaurmărie, văd cu cine o să merg. Da. Și o să filmez. Nu știu unde pusei gergețurile, nu știu unde le pusei înăuntru. Tot ce e posibil. Uite-le aici. Și vreau și să mă îngraș, de asta vreau să mă duc să mănânc șaurma. Adă-mi. Mergi cu mine, da? Da, adă și mie capacul din înăuntru. Pe mine nu mai e. Care? Adică oprește camera, da, și reveni mai târziu un pic. Bine. Da. E, de că nu mă mai filmez eu pe canalul lui bunica Ileana. Îmi stă părul. Cea mai mare problema a mea. Restul nu mă interesează. Ia uitați, punem și noi un pic de sos, dar nu mult de ăsta. De la bunica Ileana, cu verdeață, cu ceapă. Și mănânc și o felie de piept de pui, după cafeluță. Pentru că eu dacă nu mănânc și beau cafeaua, mi se face rău. Babă, tu ai băut cafea? Da? Ia să vedem. Eu beau 3 în 1, eu nu beau cafea, că îmi face rău. Da, nu beau toată ziua. O cafea așa, una la 4-5 zile, nu. Nu. N-are apă. N-are niciun gust, nu că nu are apă. Nu trebuie să băgăm vegeta, da. Babu, vreau să spun și tu aici pe vlog, că tot ne critică lumea și mai răspundem și noi la întrebări că trebuie. E foarte bun pieptul de pui. 7 la pui. Am 20%. O să bag la încărcat. Prietene, am revenit. Trimis-o pe Mădălina să ne aducă vegeta. Aici am băgat un pic de apă. Da. Să facem o ulei de asta. Nu știu așa. Să mi-a dus și mie un coș. Nu pune, da, lasă pe aia așa. Iar de aici. Ce coș! Ce coș mic! Vai, ce pește ăsta roșu! Zic peștele ăla roșu. Da. Și ce mori o să mănânc? Și tot n-am mâncat. Ce? Pește murat la cântuță. Da, să cumpărăm. Da. Ia uitați pe baba aranjează. Trebuie să aranjăm. Da. Prieteni, n-am făcut mult, n-am fi mult, că nu suntem toți acasă. Mădălina, eu.
Mama, să știți că e plecată la bunica Olga. Albina la școală. Da. Spun de să amurzie, dar să vină, să vină Mandalina. Da. Te punem aici. Să te-i punea. M-am uitat la videoclipurile tale ale vechi. Doamne, câte vizualizări ai și acum nu mai ai deloc. Acum nu mai am deloc vizualizări, ce să mai... Păi acum e mare concurență străia, adică s-au făcut mai multe canale. Da. Că au și zis prietenii și na, nu știe lumea unde să se mai uite. Da. Ia uitați ce coșuleț drăguț. Da. Baba e puțin cam trist, să vă dați seama. Da. Să fiu o luminiță. Na, nu știu ce să mai zic, na. Mandalina cred că nu mănâncă pește. Aoleu. Da. De ce? Nu mănâncă ea pește, adică mai ieși o bombonă din asta. Așa. Luăm și o berică. Așa, așteptăm să vină Mandalina. Revenim. Mm-hmm. Ia uitați, a venit și mama, deci mama nu mănâncă pește. No, încearcă puțin, știi că ai mai mâncat-o. Bine, bine. Avem o problemă cu mama. Nu mănâncă pește. Poți să mă filmezi? Te rog, să ții telefonul. Dar să nu pui mâna pe cameră, da? Acolo e camera. Știu, dragă, știu. Așa, viața mea. Stai așa. Nu e voie să cor, nu, că trebuie să-mi cor și mie o rog. Nu e să coasă asta. Păi, mie. Ia, mă, înainte, bunicul tău, Conea, te-a n-am dat de papă, Conea. Conea proste. Da, pune jos. Ia și bomboana asta, să fie înaintea bunicul tău, Conea, și berea asta să fie înaintea bunicul tău, Conea, și cafeaua asta să fie înaintea bunicul tău, Conea. Vădea proste. Așa. Uite aici ți-am pus ăștia să mănânci cu ele. Mandalina. Nu știu, lămă să fie pe frigul ea. E aici. Ia, vezi, mi se mai pune moță la... La la. Imediat. Bebele lumii? Nu. Ia gură. Așa e bine. Și de la cafea și de acolo. Zice lumea că beau. Așa, hai că nu zice lumea că bei câte o gură așa, da. Așa să fie. Au mai zis pe mine, au mai zis de mine pe vreo, au scos bențivana. Așa mai zice lumea. Trebuie să le bași toate în seamă ce vorbește lumea. Nu, mami. E bun. E așa. Te mai durere de acolo. Inteligent, dar unde mi-e mai bine mai duc? Nu ce înțelegi că nu unde mai duc? Cum să luci? Da, sunt sărbătoare, nu? Da, e gata.